Antonia a vorbit foarte bine ce a vorbit la adresa doamnei Daniela și discuția aceea pe care a avut-o ieri cu dânsa, care acum s-a lămurit în emisiune și și-a spus acea impresie despre cum vede ea relația dintre o mamă și viitoarea noră sau, invers spus, dintre noră și mama băiatului. Într-adevăr, a impresionat-o foarte tare pe doamna Daniela, pentru că ideal vorbind, chiar așa ar trebui să fie și ar fi grozav ca în toate cazurile să fie astfel relația între noră și soacră, dar din păcate nu se întâmplă așa în realitate și acum eu știu că ea încearcă să facă tot posibilul să îi intre pe sub piele doamnei Daniela pentru ca nu cumva să aibă surprize neplăcute, așa cum a spus și ea, cum a pățit-o și Laura. Se vede clar că își dorește foarte mult să creeze o relație foarte apropiată cu doamna Daniela și mai ales că știind că face acest lucru, dacă o obține ca și aliată cumva pe doamna Daniela să-i fie alături, este și Cristian pe jumătate cucerit cum ar veni și cam aceasta este ideea și gândirea Antoniei și chiar gândește foarte bine pentru că uite că a impresionat-o până la lacrimi pe doamna Daniela.